Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. N-am mai postat de mult, dar nu știu dacă să mai postez sau nu. După cum vedeți, am trecut la Arena 8. Da. Avem deja Ice Spirit de level 5 și l-am luat ieri. După cum am zis ieri, parcă vezi că astăzi îl fac de 5 Ice Spirit-uri și chiar l-am făcut. Ok, hai să ne băgăm și noi la bătaie. Și apropo, mi-am schimbat numele în Anoit. Ano, prescurtarea de la Anonymous. Oi. Oi. Ah, da, aproape l-am turnat. Ok, hai să dăm și noi un Fireball. Și acum să dăm un Mega Minion, ca să ne apărăm de mini P.E.K.K.A. ăsta. Ok, ne-am descurcat destul de bine pentru a doua oară când joc cu acest pachet. Da, este a doua oară când joc cu acest pachet. Hai să dăm și noi Hog Rider de level 5, pentru că de ce nu. Și i-am luat turnul. Mă întreb cât damage dădea acel Hog Rider, pentru că nu m-am uitat la statisticile lui. Cred că dă vreo 300 damage, în fine. Hai să dăm... ok. Am început destul de bine. O cunosc. Fireball. Tărătă. Bam. Ok, wow. Hai să vedem ce mai are băiatul, că văd că s-a enervat. Ok, înainte să înceapă să atace el, atac eu. XZ. Băgă Mega, Archers și un fucking Hog Rider. Good. Very good. Ok, mi-a omorât Hog Rider-ul atât de repede, dar nu știu cum. Hai să ne băgăm tare. Deci Chilear nu... Oh my god. Pare că nu-mi trebuie ăla. Ok, trebuie aici. Nu, te las. Vino mini pe ca după mine. La bumbi. Nie. Prins level 2. Cine mai are prins level 2? Veniți după mine. Vă duc într-un loc fericit. Nu mai are rost să mă apăr. Și cam așa este a doua oară când joc cu acest pachet care l-am luat de pe TV Royal, pentru că mie mi-e silă să fac altul. Da. Pachetul care l-am... Deci, pentru niște prieteni care se uită la mine, o să le arăt un pachet destul de bun, care am trecut eu cu el la Arena 7. O să revin când o să îl fac. Eu am zis că mi-e să fac acel pachet, dar totuși, acest pachet este pentru voi. Și am revenit cu pachetul. Nu uitați, dacă sunteți la Arena 5 și sunteți blocați acolo, dar nu mai puteți să treceți de la Arena 6 când ajungeți, ceva de genul, când ajungeți la Arena aceasta. Pierdeți și vă duceți iar aici. Nu uitați să copiați pachetul care o să vi-l arăt acum. Din nou. Da, este un pachet foarte bun. O să joc și eu acum o rundă la Arena 8 cu el. Dar problema este că este cărți cu foarte multe elixire în el.
Ok, hai să începem cu o tactică ușoară. Wizard cu Pekka. Și acum să punem Pekka-ul aici. Și acum dăm un rage. Și așa se face rage. Treaba asta. XD. Și așa se face treaba murdară. Like, da, de ce am distrus un turn doar cu acesta? Cu această tactică. Ok, în caz că are zep, eu o să dau minion horde. Ok, are alăuz, acum îmi dă-ți carmin. Pop. Și... știu, eu sunt experimentat în Clash Royale. Nu sunt prea mult experimentat, dar... ok. El se pare că a dat graveyard și o să fie foarte ușor pentru mine. Un wizard și am distrus un tot un graveyard întreg. Da. Punem așa. Știu că wizardul o să se bate cu acel baby dragon. Dar nu. Pentru că wizardul vine în bătălie. Din nou. Și acum dăm prințul. Dăm un rage. Hi-hi-hi. Dăm mirror cu rage. Și așa se învinge o bătălie. Cu acest pachet. Știu, este uimitor că acest pachet este bun chiar și în arena mea, dar totuși este foarte OP. Chiar l-am dat unei prieteni și a reușit să ajungă la... stai să vedem ce... arena este. El a schimbat pachetul pe care l-am dat cu acest pachet, dar da. Nu știu ce să zic de acest pachet, dar nu cred că este prea bun. Pentru că uitați-vă și voi, 3.0 elixir, dar nu se compară cu 3.8 average elixir cost. Ok, hai să ne mai batem o dată. Cu acest pachet, pentru că na, este pentru voi și eu trebuie să-l testez, așa e? Ok, nu este nicio problemă să că ați dat amândoi în același timp asta. Yay! Și acum dăm și noi un rage. Oh. Și vreau să vedeți ceva. Acel wizard este o legendară care a dat el. Pop. Am dat carmi, am dat carmi. Hai mai repede wizard. Deci dacă mie nu mi-a mai picat wizard de nu. Yep. E ciudat. XD. Da. Am impresia că m-am mai bătut odată cu acest jucător în trecut la Arena 7, când foloseam și eu pachetul Ice Wizard de log și așa mai departe cu mirror. Așa. Știți voi, un pachet normal. Ok, deocamdată hai să distrugem acest idee proastă. Au luat mirror. Tot i-am dat mai mult damage. Ok, hai să dăm și noi scarmii aici de defend. Tic, 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 tic. Și un rage. Pentru că de ce nu? I-am distrus tot. Și acum facem aceeași chestie și pe partea cealaltă. XD.
Ia pe clon. Eram sigur că dă clon, eram sigur că dă clon, eram eu sigur că ăsta dă clon. Nu știu de ce, dar eram sigur că ăsta dă clon. Și rage. Serios, puteai să-mi distrugi pe caos să nu-ți mai distrugă turnul. Mi-a distrus și pe caos. Și băieți, cam așa se învinge. Băieți și fete, că poate să uită și fete, nu știu. Și așa se învinge încă o bătălie cu acest pachet super OP. Adică, da. Deci, cel mai bine cu acest pachet este să aveți aceste carduri level. Zeapul level 7 sau mai sus, P.E.K.K.A. level 2, Skarmy level 2 sau 3, Rage-ul 2 sau 3, Mirror nu contează, Wizard-ul level 4 sau 5, Prințul level 2 sau 5, 3, nu 5, n-aveți cum să-l faceți 5 atât de repede, și Minion Horde de level 7. Nu prea îl folosesc, dar este bun să dați, să combinați aceste două carduri pentru unele ocazii. Ok, să vedem. Hai să facem și noi un battle cu Leo. Este un alt Leo, nu acel prieten care l-ați văzut la Friends. Poate se bate și el, hai să vedem cum se bate. Ok, hai să-l căutăm pe Leo. Uite. Nu se bate. Dar problema este, oare cine este online? De la mine, din prieteni, nu este nimeni online. Da, acesta este pachetul de care vă ziceam pe parcursul luptei anterioare în care ăla avea și Ice Wizard și The Log. Cam așa arată pachetul pe care îl foloseam la Arena 7, dar tot nu reușisem să ajung la Arena 8 cu el. Așa că am copiat un pachet. Uitați-vă doar cât damage dă acest Inferno Tower. Deci, acesta poate să dea între... nu. Și se pare că am greșit eu. Dă între 26 și 532 de damage. Și între 65 și 1330 damage maxim. Este foarte OP această carte. Este la fel ca un Inferno Dragon. Am eu un prieten aici care are acel Inferno Dragon. Momentan, cartea lui favorită este Lava. Dar uitați-vă cum dă acest Inferno Dragon. Și acest Inferno Dragon are și mobilități. Adică... nu stă pe loc ca un Inferno Tower. Poate să se și miște să ajungă la celălalt turn și să să-l distrugă. Sper să că v-a plăcut acest episod de Clash Royale nou-nouț de pe acest canal. Nu mai am alte canale, dar am zis și eu așa pentru că e mai frumos. După cum am zis, dacă mai vreți episoade cu Clash Royale în care o să folosesc pachetul cu două legendare. În următorul pachet o să joc cu aceste două legendare. Mai bine cu acest pachet. Să vedeți cât de bun îs eu cu el. Ok. Și eu m-am dus. Apropo, nu uitați de acest pachet. Ciao!